Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Cultura la Obiect. În această seară discutăm despre presa de ieri și presa de astăzi, împreună cu Ana Maria Mitroi, care a acceptat invitația mea. Ana, Mulțumesc! în primul rând vorbim la apertura, ca să știi. Da, mi-ar fi foarte ușor. Bună seara pentru cei care se uită la noi, bună seara ție, bună seara colegilor din regie care fac posibil această transmisie live. Ana, în primul rând, uite, acum a venit rândul să pun eu întrebările. Da, mă bucur, chiar mă bucur să știi că este atât de relaxant, fără să te mai gândești la subiecte, fără să te gândești timpul, cum ți-l împarți, încât asta este, am spart gheața, știi? Chiar vreau, dacă mai este posibil, dacă sunt subiecte interesante, să vin aici să le discutăm. Apropo, ce părere ai, că uite, discutam înainte de emisiune, uite, în ultima perioadă, că tot vorbim de presa de ieri și de astăzi. Cum ți se pare presa de astăzi, în condițiile în care, uite, este concurență? Vloguri, podcasturi, oameni cu telefonul care filmează pe stradă, voi, jurnaliștii care activați de ani de zile, cum faceți față acestor modificări? Eu cred că încercăm să ținem pasul cu vremurile. Este adevărat că am prins vremurile alea nasoale în care nu aveai nici măcar un telefon mobil. Mi-aduc aminte cum stăteam maternată de un telefon fix în redacție la Antena 1 Târgu Jiu, Din anii 2000, cred că e unde, asta. da, în anul, exact în 2000, în iulie, pe 1 iulie mi s-a făcut pentru prima dată carte de muncă, după ce o lună de zile am stat în probe. Mi-aduc aminte cu plăcere perioada. A fost foarte greu, am prins o perioadă de vară, o perioadă de concedii, dar, cum să spun, am încercat să învăț din mers. N-am fost un jurnalist foarte bun de la început, asta trebuie să o spun. Și recunosc că făceam și munci casnice, cu ghilimele de rigoare, adică practic trebuia să ne asigurăm curățenia la locul de Da. muncă. De multe ori se mai întâmpla să te întâlnești și cu invitații pentru emisiuni în timp ce măturai scările, dar asta este cu totul și cu totul altă poveste, care este amuzantă dintr-un anumit punct de vedere, pentru că a pățit-o colegul Filiș, dacă vă mai aduceți Da, cum să aminte de nu. el, Geo Filiș, care lucrează acum la penitenciarul Târgu Jiu, care în timp ce era de serviciu la mătură, mătura scările acolo la lift, dacă vă mai aduceți aminte unde era Antena 1 în La Hotel Hotel Gorj, Gorj, la da? ultimul etaj, dacă nu mă înșel. Urcai cu liftul exact până la etajul la care era Antena 1, invitatului i s-au deschis ușile și colegul care urma să intre în direct era cu mătura, mătura tacticos pe acolo pe la lift. Omul, n-a știu cine este persoana, a intrat, nu era Facebook-ul cu atâta publicitate, Păi adică 2000 te cred că mai nici nu era duceai, Facebook. nu era, nu Nu, era. atunci era cu Mirc, cu Deci Pontele. te duceai mai așa, mai PNV, mai ales dacă era un invitat din ăsta care nu făcea parte din lumea politică sau care să aibă acces așa foarte mult la presă. Și mi-aduc aminte că a intrat omul în studio și a zis: și cu cine fac emisiunea? Și intră Geo, care și luase între timp sacoul pe el, și zice: cu mine! Și a fost foarte amuzantă situația, pentru că omul a început să râdă, aducându-și aminte, am vorbit apoi după emisiune, că invitatul tocmai îl văzuse pe prezentatorul din studioul de știri cu mătura în mână. Dar nu e ceva ieșit din comun, până la urmă și noi suntem oameni, așa că eu zic că e bună concurența. Și faptul că ne ține cumva în priză, adică dacă bați pasul pe loc într-un anumit domeniu și așa ajungi să te plafonezi. Așa că toate modernitățile astea care au apărut și tot ce înseamnă nou pentru noi, chiar și faptul că îți fac concurență niște puștani de Influencer. 14 ani, 15 ani influencer, eu cred că este un lucru bun. Ce văd eu rău e faptul că tinerii nu se mai îndreaptă spre presă, că ajungem să fim și noi dinozauri, cum erau înainte cei de la Gorjanu, dacă ți-aduci Da, aminte de echipa la. veche a publicației, cu care noi ne întâlneam atunci la conferințele de presă, erau niște oameni cu o vârstă Respectați destul de tot. înaintată, respectați, cu un limbaj așa domol și așa, noi eram în fuga după știri, ei erau așa pe la relanti. Începem să fim și noi dinozauri, pentru că, din păcate, în spatele nostru nu mai vin cei care ar trebui să întinerească presa. Nu este numai vina noastră, a faptului că noi nu pregătim generațiile viitoare, ci este și vina societății, a economiei de piață, a faptului că este foarte greu să întreții un organism de presă, chiar dacă presa scrisă nu mai este decât foarte puțin pe print și merge mai ieftin Pe pe online. rețelele de socializare și pe internet, dar știm foarte bine, suntem aici acasă într-o televiziune care încearcă
cu mari dificultăți, așa cum fac toate televiziunile corect. Din județul Gorj și nu numai, să-și țină nivelul de informare corect spre populație, să-și păstreze echipele, să plătească oamenii la timp și să țină pasul cu aparatura, că trebuie apropo să spunem și acest lucru. Apropo de dinozauri, tu ai început să faci presă în perioada care făceai cu Pixul, da. Și cu Agenda. Dacă aveați reportofon în anii 2000, erai... N-am avut. Am avut reportofon după ani buni. Exact. Și telefon mobil, bun. După niște ani. Și, bine, vreau să spun că ce ați făcut voi în anii 2000 a rămas și acum. Să-ți învățați și acum să vă notați totul, să faceți o știre cum trebuie. Cum se pare că voi, de exemplu, nu știu, munciți la o știre poate o săptămână și vine un puștan de 14 ani și vă preia știrea, modifică două articole și o publică pe internet? Nu, stai, asta cu puștanul este ok, că măcar băiatul ăla muncește, dar ai văzut că a venit tehnologia... inteligența artificială. Inteligența artificială, care îți ia știrea și ți-o face în două minute cu aceeași informație. Asta cu inteligența mi se pare un pic mai aiurea, mai ales dacă în spate mai sunt și unii care câștigă din povestea asta. Păi automat câștigă, că în momentul în care le urci pe un site, faci vizualizări. Da, și dacă știi unde să le plasezi, exact. Faci vizualizări și evident ești plătit pentru chestia asta. Asta cu puștanii o accept pentru că înseamnă că și ei muncesc acolo și în momentul în care faci o știre, ca și atunci când făceai copiuțe, știi? Da. În momentul în care apucai să treci pe bilețelele alea, așa, mai și învățai câte ceva. Și sunt de principiu că dacă apucă să încerce să ia o știre, chiar dacă o ia cu copy-paste, iei o bucată de acolo, o bucată de acolo, mai și înveți ceva. Ținem pasul, ce să facem? Ce te-a determinat să intri în presă? Mă cred că e o întreagă întâmplare pe care am povestit-o așa poate pe fragmente de-a lungul anilor în încercarea de a-i face pe invitații mei să se simtă cât mai confortabil în emisiuni, pentru că eu consider că în momentul în care omul se simte relaxat și spune lucrurile mult mai ușor, nu le cântărește atât de mult, nu face atât de multe paranteze, nu se îie și se câcâie în momentul în care poate pentru prima dată vine la televizor. Și de fiecare dată încerc să mai plasez câte o chestie personală, tot în ideea de a le oferi confortul necesar într-o emisiune în care de regulă se vorbește politică, probleme sociale, economice și așa mai departe. Povestea mea cu presa a fost o chestie de studenție pe care nu mă gândeam vreodată că o voi transforma într-o profesie. Sau pasiune? Cred că este o profesie combinată cu pasiune, adică eu sunt printre cei puțini, probabil, care chiar se văd pensionați din presă. Nu mă văd făcând altceva, deși am o profesie de jurist în spate. Ar fi trebuit să fiu măcar consilier juridic. Am fost ca în documente, apar ca și consilier juridic mai mult decât cea de redactor sau ziarist. Dar nu mă văd stând într-un birou, într-o primărie, într-o instituție privată sau publică, consiliind pe cineva. Deci mă văd făcând același lucru, presă, umblând, încercând să vorbesc cu oamenii. Adică, de multe ori o spun așa, mai în glumă, mai în serios, m-am învățat să fiu vagabondă, știi? Adică, fără program, să faci ce vrei, să te duci să-ți facă plăcere și ochiului ce vezi, să cunoști oameni interesanți, să nu te plictisești și păi să nu ai motivația... Nu. Și să nu ai motivația că șeful e nu știu cum, șeful e nu știu cum. Bine, și așa mai șefii, departe. Bine, asta cu în partea a doua emisiune, că am câteva întrebări de șefi. Au fost și probleme cu șefii și să știi că problemele nu au venit de la cei care făceau administrație în presă, ci tot din rândul nostru, a jurnaliștilor, care ajunși într-o poziție, veneau în fața, într-o redacție nouă și puneau condiția de genul, eu vin redactor șef, nu vreau să lucrez cu ăsta sau vreau mână liberă ca să schimb echipa. Cam asta era povestea. Bine, adică chiar dacă tu altceva. Făceai munca la foarte și erai foarte cumințel acolo în locul tău, în pătrățica ta, exista riscul să vină cel pe care tu poate nu aveai relații foarte bune și să te dea afară doar eu vreau pentru să te că altceva. Nu-i plăcea de tine. Suntem într-un oraș micuț și lucrurile astea se întâmplă nu doar în Târgu Jiu, se întâmplă cred că și prin București. Nu știu, să faci o anchetă de presă și a doua zi să vină patronul să spună ne strângem mâna, hai să... Astea sunt adică normale, nu sunt normale. Nu este sunt normale, corect, de dar se întâmplă ai și acum. Așa ceva la un moment dat. Se întâmplă și acum. Culmea este că o spun după 24 de ani de presă, că se întâmplă din păcate și în prezent și așa ceva. Și sunt oarecum de înțeles. Adică eu înțeleg în momentul în care mi se
pune la coș o astfel de știre pe care poate am muncit-o sau poate n-am muncit-o sau poate am un pic de obraz față de persoana care mi-a dat informația, din considerente economice. Adică știți cum e, clientul nostru, stăpânul nostru. Adică dacă mi se spune și mi se pare rezonabil că avem un contract de publicitate sau nu știu, o chestie de genul cu firma mamă, cu firma din eșalonul 2, atunci înțelegi. E, în momentul în care nu ți se dă nicio explicație, ci se aruncă pur și simplu la coș, la recycle bin, să zic așa, ți se aruncă știrea pe care tu ai muncit-o, este mai dureros și ai așa niște frustrări. Bine, și asta cu aruncatul la coș e cel mai bine, să nu ți se desfacă contractul de muncă. Aia este mai nasol decât asta și zic că mulți dintre noi am fost în postura aia de a se ajunge să fie amenințat inclusiv cu desfacerea contractului de muncă, dar să știi că și jurnaliștii și-au găsit metode de a furniza informația chiar și așa. Adică eu aveam o chestie pe care o spuneam, băi, dacă vreau să scriu, scriu și pe pereți, știi? Corect. Cam așa era chestia. E, acum ne-am făcut bloguri, ne-am făcut câte o pagină de internet, câte o chestie și atunci refulăm pe unde apucăm. Poate că știrea era mai bine văzută în publicația care avea un număr de abonați sau nu știu ce, dar până la urmă ești liniștit că ai dat cu ea, știi? Cam și așa a se... Și a apărut undeva, adică cineva... Dacă vrea să caute și ți-o pui pe pagina de Facebook și ai motivul să te descarci un pic. Adică cam acum e altceva. Înainte era cam mai urea. Păi de asta știu că am văzut că se practică lucrurile astea și la nivel național, nu doar la noi. Televiziunile mari de la București. Din același considerente economice, politice și așa mai departe. Adică la București cred că... Hai să nu zicem mafia, că la ea m-am gândit în primă fază, lucrurile sunt mult mai dureroase în sensul că au consilii de administrație în care fac parte nu numai oameni potenți financiari, ci politici. Atunci politica ți se trasa. Uite, eu spun, uite, îți dau o chestie din casă, deși mulți sunt convinsă că știu acest lucru. La momentul când lucram la Antena 1 Târgu Jiu, vă aduceți aminte că patron era domnul Voiculescu, care avea Partidul Conservator în spate, dacă vă mai aduceți aminte, a fost PC, PUR și așa mai departe, a tot îmbrăcat tot felul de denumiri. Dar, în fine, era Partidul Conservator în spatele Antenei 1 prin prisma patronului care era domnul Voiculescu. Aveam obligația profesională de a merge la conferințele PUR-ului sau a PC-ului, cum era atunci, cum spuneam noi, pentru că trebuia să ne ducem și să facem o știre care trebuia furnizată în buletinul local de știri. Dacă era mai important, trebuia să o dăm și la București. Dar s-a întâmplat de foarte puține ori în perioada în care eu am lucrat să ajungă știrile, adică să zic ai noștri de la Gorj vreo chestie bombastică încă să o preia Bucureștiul. Dacă cumva întârziam 5 minute sau dacă știrea pe care o făceam nu era prezentată în stilul pe care și-l dorea conducerea vremelnic schimbătoare a partidului de atunci, conservator, PUR și așa mai departe de la Gorj, eram certați și eram trași de urechi în fața redacției de către conducerea televiziunii de atunci, pe motiv că respectivii domni politicieni care acum se regăsesc în alte partide politice nu erau mulțumiți de felul în care cine s-a dus acolo. Voi de la început de drum atunci, că tu erai la început, cum reacționai la momentul ăla? Nu prea m-am călit în momentul în care am ajuns să fac știrile de pe politic, pentru că la început ultimul venit primea totdeauna rămășițele, adică materiale din care puteai face știri care nu le puteai vinde la București, pentru că și aici era o parte economică a meseriei de jurnalist, adică erai plătit odată pentru că lucrai pentru Antena Târgu Jiu, ca și muncitor în care îți făceai treaba de norma de știri și de emisiune dacă aveai la postul local de televiziune și dacă prindeai o știre foarte bună de eveniment, anchetă și așa mai departe, o vindeai la București pentru că aveai un contract de colaborare și cu Bucureștiul, cu Antena București și erai plătit la bucată pe știrea respectivă și era o plăcere să vină domnul poștaș, mi-aduc aminte, și să ne numere câteva sute de lei, cât aveam salariu, mi-aduc eu aminte, 900 de lei, atâta era minimul pe economie în 2000 și s-a întâmplat să iau și 600-700 de lei, pe cât muncisem în luna respectivă, puteau să fie 5, puteau să fie 6 știri, deci erau câteva știri de București muncite
Da, cu mare efort, spun așa ca o paranteză, era un domn la teritoriu cu care vorbeam la telefon, cu o voce, domnul Voșo, și mi-aduc aminte așa, cu o voce foarte gravă, era cel care se ocupa de corespondenți, deci cel care prelua subiectele de știri din teritoriu, și în momentul în care vorbeai și propuneai, sunai și propuneai știrea, îi spuneai ce ai, așa, mi-aduc aminte că mă ridicam în picioare instant, așa, și instinctiv, și când începea să mă întrebe și punct de vedere de acolo ai și cadre ai și imagini ai și nu știu ce, mi-aduc aminte că mă plimbam pe holul respectiv de la antena 1 dintr-un capăt în altul, încercând agitată să explic ca unei persoane pe care n-am văzut-o în viața, uite, mea ce aveam pe bandă. Uite, iar mi-a ridicat mingea la filou. Atunci, de exemplu, te întreba de cadre, de puncte de vedere. Da, de, da, da, de exemplu, erau foarte zilele noastre am văzut preciși. De foarte multe ori știri care nu sunt știri cadre. Știri care se fac cu telefonul. Fără puncte de vedere de la ambele părți. Pentru că există foarte multe organisme de știri. Înainte, atunci, pentru Antena 1, era doar observatorul de știri care, nu știu, avea 4 buletine într-o zi. Într-o zi. Cel mai important era buletinul de știri de la ora 19, așa, în care, și în momentul în care ți intra o știre pe 19, erai plătit bonificat altfel, și dacă ți intra ca primă știre în jurnal, adică aveai niște bonificații. Evident că dorința tuturor era să vinzi o știre și să-ți intre prima, să-ți deschidă jurnalul de la ora 19 a observatorului de atunci. În momentul în care a apărut Antena 3 și mai multe televiziuni, evident că și nivelul de calitativ, să zic, al știrilor a scăzut. Dar am văzut, în schimb, că se păstrează. Observatorul de la București încă își păstrează, dar am înțeles că e o firmă privată care se ocupă de tot ce înseamnă imagine și așa. Și am văzut că Digi merge încă pe știri filmate pe trepied, cadre nemișcate, dron și alte chestiuni. Dar apropo de asta, îți mai ții minte prima ta știre care ți-a apărut la nivel național? Nu mai mi-aduc aminte de știrea care, cred că un incendiu, ceva de genul, dar mi-aduc aminte de știrea care am făcut-o, prima știre care mi-a intrat și mie într-un buletin de știri pe postul local de televiziune. Era o știre foarte aiuristică, nici nu-mi făcuseră burtieră, că n-aveam carte de muncă, și a apărut așa, doar imagine scria cine pusese imaginile. Îmi aduc aminte că redactor șef la momentul ăla era Tavis Chinteie, tipul lucrase la Mitropolia Olteniei, la bază era preot, nu știu ce legătură avea cu presa, nu mi-mai aduc aminte, probabil avea a doua facultate, nu mai știu. Cert este că el era redactorul șef, un tip foarte echilibrat, foarte ok. Eu, ultimul venit, ultimul amărât pe acolo, îmi zice către mine, uite, te-aș trimite să faci o știre. Era cald, nebunie, vara. Iulie, vara. Și zice, uite, să știi că animalele, că uite, apropo de faza cu câinii pe care noi am discutat-o în emisiunea mea, de la Gorj Online, zice, câinii, să știi că reacționează foarte ciudat pe temperaturi scăzute, ridicate, ia să te duci și să faci o știre cu câinii ăștia care, atâta mi-a spus. Eu, stai seama, 20 de ani, nu știam cum mă cheamă. Eram student în anul 3, la drept n-avea nicio legătură cu asta, nici nu știam cum să scriu știrea și o de unde să încep. Să terminăm răspunsul la întrebarea cum ai ajuns să lucrez. Da, uite că am făcut o paranteză foarte mare. Mi-aduc aminte că mi-am luat o agendă de pe birou și m-am dus în parcul de la piața, la piața mare, acolo în fața intrării în piață, m-am pus pe o bancă și stăteam ca omul ăla tâmp care nu știa ce să facă. Deci pur și simplu n-am știut ce să fac. Și în timp ce stăteam pe băncuța respectivă, îmi sare în ochi un din asta, cum se zice, un punct veterinar privat, cred că era la momentul respectiv, chiar pe partea aia cu Ana Super 2000. Da, era, da, era un, nu știu dacă mai este, deci vă spun de anii 2000. Și cu mare curaj m-am ridicat de pe bancă cu agenda sub braț, m-am dus la acel punct veterinar, am intrat pe ușă și zic, bună ziua, sunt cu tare de la Antena 1, suna foarte bine. Zic, știți, vreau să vă întreb ceva, e adevărat că animalele reacționează ciudat în momentul în care este cald, soare, foarte puternic, nu știu ce. Și am nimerit un domn doctor, nu mai știu numele și așa, care a început să-mi spună niște chestii foarte interesante pe care eu vreau le notam. Vreau să-ți păstrezi ideea, da. Ana, și o continuăm pe pauza publicitară. Ok, pauza cu mare publicitară. Drag, cu mare drag, uite, ținem aproape. A trecut așa de repede. Exact, ne vedem pe pauza publicitară.
Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră, personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului, monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, B, E, C, E sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vital Kinetic îți oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic atât pentru tine cât și pentru sănătatea copilului tău. Pentru creșterea armonioasă a acestuia, te așteptăm la o evaluare gratuită și ulterior poate intra într-un program de prevenire sau de tratare a afecțiunilor coloanei vertebrale. Pentru serviciile medicale TECAR, laser, diametrie cu unde scurte, terapia shockwave, magnetoterapie, electroterapie, drenaj limfatic, specialiștii noștri îți oferă vouchere cu discount de 10 și 30%. Nou! Serviciile noastre pot fi plătite în 4 rate cu cardul. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, lângă fostul hotel Laguna. Pentru programări, sunați la 0767 656372. Vital Kinetic. Sănătate înainte de toate! Folosește energia solară de la Darkom Group, furnizor de servicii complete de energie regenerabilă cu peste 30 de ani de experiență antreprenorială și peste 950 de sisteme fotovoltaice instalate. Avem soluții pentru design, proiectare și dimensionare, livrare, montaj și punere în funcțiune, monitorizare, mentenanță și întreținere. Vizitează-ne pe fotovoltaic.darkom.ro și solicită informații pe e-mail fotovoltaic@darkom.ro. Protejează viitorul. Darkom Group. Energie fără compromisuri. Atenție Târgu Jiu! Tehnova s-a mutat. Strada 23 August, numărul 107 la intrarea către Remat. Te așteptăm la noul sediu cu peste 500 de metri pătrați de echipamente pentru instalații termice. Tot ceea ce ai nevoie pentru instalația de încălzire, ventilație și climatizare. În plus, ai gratuit consultanță tehnică de specialitate și transport direct pe șantier. Depozit Tehnova Târgu Jiu, strada 23 August, numărul 107 la intrarea către Remat. Vă așteptăm! Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu.
depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Curier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la Complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Am revenit la a doua parte a emisiunii Cultura la obiect, alături de Ana Maria Mitroi și ne povestea înainte de pauză despre câini. Cuștirea mea cu câinii. Scuzeți dacă s-a schimbat comportamentul câinilor față de anii 2000. Bă, nu cred. Cred că e tot aceeași chestie. Să știi că eu am învățat multe din știrea aia. Eu nu știam că trebuie să spunem și acest lucru, că noi nu ne naștem învățați, doamnelor și domnilor. Adică ne-am învățat așa pe parcurs și legate, știrile legate de medicină și alea de politică și alea de nu suntem doctori, nu suntem politicieni, dar de multe ori știm mai multe decât domnii respectiv, așa dincolo de modestie. Da, am făcut știrea respectivă, mi-aduc aminte că mă dusesem fără operator, deci eu eram de la o televiziune, dar practic făceam muncă de reporter, de redactor de știri mai mult decât de reporter. Am venit înapoi la studio, m-am pus acolo, am luat o foaie de hârtie și am început, evident, nu aveam calculatoare la momentul ăla. Mașini de scris era la mea respectivă? Nici mașină de scris. Mi-aduc aminte că parcă era un calculator în redacție, dar toată lumea scria pe foaie. Deci pe foaie de hârtie, știrile se trimiteau pe fax. Acum la București. Acum mai scrie așa știrile? Nu, chiar de foarte mult timp n-am mai scris de mână. De mână. Așa, am scris, am redactat acolo cu intro, cu corpul știrii, fără sincroane, fără puncte de vedere, că n-aveam, și mi-a apărut o știrică, Carmen Trăistaru, cred că era editor voce atunci, a dat voce pe ea și mi-a pus niște cadre de arhivă cu niște câini prin Parcul Central care se plimbau pe acolo. Erau pe acolo, se băgau pe după niște tufe. Deci acum îmi aduc aminte, pentru că eram în anul 3 de facultate, era vacanță, că m-am angajat pe vacanță. Așa, să revenim la întrebarea să revenim, da. Și mă uitam cu persoanele cu care stăteam atunci într-un apartament în paralela 45, stăteam cu o fată și cu viitorul meu soț și toată lumea aștepta să vadă știrea mea. Aveam un televizor al negru pe care ne-am uitat și mi-aduc aminte că stăteam toți trei pe covor, că mâncam pe covor așa, făceam un picnic la mochetă, îi spuneam noi, și am la televizor rula buletinul de știri și dacă cine își mai aduce aminte, cu siguranță aduceți-vă aminte că și crainicul de știri și decorul de știri era cu o perdeluță în spate, dacă vă mai aduceți aminte. Deci era o perdea așa groasă, vișinie, maronie, nu mai rețin, și cu o masă din asta de știri la jumătatea acesteia, și crainic era Denisa Șuță, fost Brănescu, care prezenta știrile respective, dar era o echipă imensă de misie în spate. Apropo de Antena 1 Târgu Jiu, prima mea emisiune în care am apărut a fost în anul 2000, eram la liceu, la Antena 1 Târgu Jiu, era Irina moderatoare la vremea respectivă și am ajuns să spun Calot. Da, și m-am ajuns să spun poezii. Foarte frumos, foarte interesant. Deci uite, prima mea apariție a fost la Antena 1 Târgu Jiu. Na, și a mea tot la Antena 1 Târgu Jiu a fost o întâmplare, n-am apucat să vă spun. Exact, cum ai ajuns să te duci să lucrezi în presă? Haideți să vă spun că am... Te plictiseai la facultate sau cum? Nu, n-am făcut-o pentru chestiunea aceasta. Eram studentă în anul 3 la Facultatea de Administrație, Facultatea de Drept, Specializare Administrație Publică. Eram în anul 3 de facultate. În acel an, cred că toată grupa noastră a terminat cu o medie foarte mare, aproape 10 toată lumea. Am avut niște materii foarte ușoare, foarte ușoare pentru anul respectiv, și noi, deși eram majoritatea bursieri, pentru că nu eram din Gorj, facultatea la momentul respectiv era formată în general din studenți veniți din toate colțurile țării. Deci am avut colegi și din București, și din Timișoara, și din
Constanța și din Craiova, fiind o facultate de stat, nu se intra cu la locuri, nu existau atunci locuri cu taxă, noi am dat admitere, am intrat și eram foarte pestriți în ceea ce privește locurile de unde veneam. Și m-am trezit în anul 3 de facultate, fără bursa care mi-asigura existența. Părinții mei lucrau ambii în combinatul Sidermet la Călan, siderurgie-metalurgie, un orășel mic în Hunedoara. Urmează să facem un vlog acolo, să te uiți la vlog. Da, ar fi interesant, ar fi chiar, să știi că o să mă uit. Și a fost anul în care părinților mei nu li se mai dădeau salariile, fabrica se privatizase, dar s-a privatizat așa într-un picior. Și mi-aduc aminte că vorbeam cu mama pe telefonul fix, o sunam de la poștă și îmi spunea, mamă, nu pot să-ți trimit bani, pentru că în loc să ne dea salariile, ne-au trimis la magazinul fabricii și ne-au zis să ne luăm ce vrem de acolo. Ce era în magazinul fabricii, ca să înțelegeți? Nu era nici parizel, nu erau nici pui, nici carne, erau cauciucuri de mașină, geci de piele, bibelouri, pahare, un fel de magazin universal, așa, dar fără produse de... Și au luat produsele acolo de la magazin. Și mi-a spus, mama, uite, nu ne dau salariile, dar de banii respectiv o să schimbăm cauciucurile la Dacia, nu știu, niște chestii de genul ăsta. Adică, practic, nu li se dădea salarii. M-am trezit că nu banii care mi trimiteau ai mei de obicei să plătesc căminul la unde stăteam la debarcader, nu mai veneau. Deci, practic, a fost o chestiune de supraviețuire la momentul respectiv. Acum, faza era că cine te angaja? Că... Ce știai? Student, fără experiență, vezi, nu erai problemă. Din Gorj, nu știai erau pe nimeni, anii 2000, nu știai pe nimeni și așa mai departe. Ce am făcut? La momentul respectiv se deschise la televiziunea TV Târgu Jiu, dacă vă aduceți aminte, acum unde este RCS RDS. A, de era de RDS la vedere. Acolo, lângă intim. Nu face reclamă, doar ne aducem aminte da, de... Da, 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 pur și simplu. Se deschise, a venit HBO în oraș. Și făceau angajări din asta de zilieri să ne ducem și să facem abonamente la oameni acasă, la fiecare ușă, ușă și ne plăteau comision. Adică aduceai 100 de contracte, îți dădea nu mai știu cât la sută. Oricum, erau niște bani. Normal. M-am dus și eu, m-am înscris acolo, mi-au dat o șăpcuță pe care scria HBO albastră, mi-aduc aminte și acum, niște contracte pe o mapă și atât, duceți-vă. Și ne-au împărțit niște zone. Mi-aduc aminte că am fost câteva zile la rând, eram acolo, făcuseră și un top pe o tablă și am fost mult timp prima pe așa, pentru că eu eram obligată cumva să fac cât mai multe contracte, adică făceam de dimineața până seara, urcam scări, eram și la jumătatea dimensiunii de acum. N-a fost ușor, deci nu a fost ușor, dar am cunoscut niște oameni deosebiți în această perioadă și mi-aduc aminte undeva pe Victoria. Da, te rog. Și în momentul în care te-ai apucat să faci contracte ca să câștigi existența, părinții tăi ce au zis în momentul respectiv? Nici n-au știut. N-au știut? Nu au știut, pentru că nu existau telefoanele mobile, nu-ți permiteai să te duci să cumperi cartele, să vorbești foarte des acasă. Mama când îmi trimitea banii, mi-i trimitea pe mandat poștal, adică mă duceam iridicant de la poștă. Nu exista așa o comunicare cum este acum, adică mami, ce faci din 5 în 5 poate minute? Poate cred că ai vrut să-i menajezi ca să nu știe. Nu neapărat, că cred că s-ar fi bucurat în ideea că am găsit o soluție. Alta a fost problema. Am urcat într-un apartament pe strada Victoria, cum te duce în jos, spre 9 mai, unde stătea domnul Radu Angheloiu, dacă vă mai aduceți aminte. Așa, am intrat în scara respectivă de bloc, am urcat la etajul 1, domnul Radu Angheloiu împreună cu soția și băiatul care acum lucrează la CEO, eu îl știu de când era foarte mic, plecau fiind sâmbătă, nu știu, la un picnic, nu știu unde plecau. Și îi întreb la ușă, faceți contract la HBO? Și zice domnul, nu pot acum, dar veniți mâine că facem. Mâine fiind duminică. Zic, vin și duminică, îți dai seama, era vorba de bani. Și urc un etaj mai sus, domnul Angheloiu locuia la etajul 1, la etajul 2 îmi deschide o ușa, o doamnă care era într-un cărucior cu rotile. Nu știu dacă mai trăiește, nu mi-o mai aduc aminte așa cu mare exactitate. Mi-a plăcut foarte mult apartamentul, că era cu gres, era un apartament foarte modern. Și îmi deschide doamna ușa și îmi întreb, faceți contract la HBO? Și ce fac, stați liniștit, haideți, vă aduc un scaun. Mai era cu cineva acasă, mi-a pus un scaun la ușă
și am stat cu ea de povești, cred că 2 ore. Printre ele, spunându-mi, femeia, o femeie deosebită, nu știu, am povestit, cred că toată viața mea, la o limonadă, la o cafea, nu știu ce-mi făcuse acolo, și zice către mine când plec, după ce mi-a făcut contract, să veniți și la domnul Radu Angheloiu, că domnul Radu Angheloiu candidează pentru primăria Târgu Jiu și ar fi bine să veniți, că sigur vă face contract. N-am mai urcat să fac toată scara aia, că deja se făcuse târziu și am plecat acasă. Stăteam într-un apartament împreună cu încă 2 studenți. Și am venit a doua zi înapoi. Am intrat la domnul Angheloiu în bucătărie. Deci îmi aduc aminte, știți, parcă s-a întâmplat mâine. I-am făcut contractul pe o măsuță mică pe care o aveam în bucătărie și printre ele îl întreb. Domnul Angheloiu, am înțeles că candidați la primăria Târgu Jiu, este adevărat? Da, 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 candidez. Dânsul era în PNL. Și zic, știți, n-aveți nevoie de persoane care să vă ajute. Eu auzisem printre studenți că se mergea și se lipeau afișe pentru partidele politice. Am făcut politice și așa ceva, cu pentru că ne dădea ceva de genul, nu știu, 100 de lei. Îți dădeau și bani, îți mai dădeau și mâncare, îți mai dădeau și toate. Țigări, îți exact. Mai dădeau și pentru cine fuma la momentul ăla. La vremea respectivă le-am făcut și eu. Așa, și am întrebat, era o întreagă concurență, adică la partidele mari nu prea te atingeai, că erau al lor, știi? Da. Și zic, nu aveți nevoie de studenți care să... Ba da, îmi spune domnul Angheloiu, chiar și acum, puteți, sunteți disponibili acum? Eu ne știm că eram în campanie electorală. În vară, alegerile au fost atunci, în vara respectivă a anului 2000. Și zic, da, cum să nu, da, vin, sigur. Și zice, păi haideți că mergeți împreună cu mine la partid și luăm o bidinea din aia ce era, nu știu. M-am dus, împreună erau acolo încă 2 băieți, unul era Virgil, actualul prefect? Drăgușin, actualul prefect, da. Și împreună cu un băiat care era mai înalt decât mine și cu mașina băiatului respectiv, ne-au dat o găletușă cu vopsea, un braț de afișe și ne-am dus undeva spre Drăgoieni și mi-aduc aminte că am lipit cu afișe toți stâlpii. Atunci nu era o problemă în a lipi pe stâlpii de, nu știu, telefonie. Și n-au venit ceilalți să dezlipească după voi? Nu, nu. Că erau vremurile respective. Nu, dar lucrurile s-au complicat după aceea. Și am lipit așa. Am venit înapoi, mi-a dat, când am văzut atâția bani, nu venea să cred. Și am zis, mai aveți nevoie? Dar cum să nu? Dar vă rog, chiar dacă mai aveți colegi, studenți să vină, că avem nevoie, nu suntem suficienți, nu știu ce. Am venit împreună cu colegele mele care erau, am venit 4 oameni. Așa l-am cunoscut și pe domnul Grivei și pe toată echipa care era atunci. De acolo, pe lângă faptul că am lipit afișe contra cost, că asta a fost, ne-au băgat la alegeri, erau alegerile atunci, am intrat într-o secție de votare și am cunoscut-o pe Laura Dragotescu, totul avocata. Plecând de la HBO. Da, totul plecând de la HBO. Și în vara respectivă, la o lună de zile după, au cunoscut pe Laura Dragotescu la... o secție de votare, eram președinte, eu eram membru din partea PNL-ului atunci și îmi zice o doamnă pe care am cunoscut-o acolo să vorbiți cu ea că sigur vă găsește ceva de lucru, că e o fată bună, că nu știu ce, e avocată, are emisiune la televizor. Laura, la acel moment, în anii 2000, făcea o emisiune la Antena 1 Târgu Jiu, eu neștiind acest lucru. Și evident că o întreb pe Laura chestia asta, deși... pe cuvântul meu, nu știu, am avut un curaj și, na, probabil și nevoia te obligă și te învață și o întreb. Laura, ai cunoști pe cineva, știi, uite, că au ceva de lucru. Păi ce știi să faci? Păi sunt studentă în anul 3, așa, păi ceva birotică, secretariat, știi? Învăț, cam asta era. Și zice, uite... lasă că ne vedem mâine și uite, dacă vrei, întreb la Antena 1 dacă au nevoie. În niciun caz nu mi-a spus cuvântul reporter, redactor, nimic de genul. Eu mă gândeam că mă angajează secretară. Așa. Și mi-aduc aminte că am venit în ziua și mă cheamă, mă întâlnesc a doua zi și zice, uite, am vorbit la Antena 1, vii, nu știu ce, și vedem ce s-o găsi acolo pentru tine, mi-a spus ea. Vin, mă duc, mi-aduc aminte că până să vină ea, am luat de la un chioșc de ziare un ziar și am citit, nu știu, era jurnalul, nu știu ce am citit, nu știu cum de-am luat ziarul respectiv. Cert este că intru înăuntru, mă recomandă la domnul Scăunașu, care era director la momentul respectiv, și ce ea este fata pentru postul respectiv. Nu mi-a spus ce post. A venit domnul Tavis Chinte și zice, bine, păi să dăm o probă scrisă, să vedem cum se descurcă. Eu crezând că pentru postul de secretară. M-a băgat în redacție și zice, încercați să scrieți o știre, că avem nevoie de reporter pentru televiziune și e o perioadă de concedii și avem un post vacant, dar trebuie să treceți un examen
după ce am discutat, să zicem, că am trecut de proba de interviu... O mică paranteză, se mai dau astăzi examenele când se intră în presă? Nu. Din păcate, nu. Să revenim la... Așa, și zice, scrieți o știre, care, ce vreți dumneavoastră, nu mai știu ce mi-a zis. Îmi aduc aminte că am scris pe o foaie de hârtie un incendiu pe care l-am inventat, gen compunere, nu știu, un incendiu a avut loc astăzi. Mi-am adus aminte de ce văzusem în ziarul care îl cumpărasem întâmplător... Așa, și am scris eu o știre, cât s-a putut de, nu știu dacă avea legătură cu presa, mai mult compunere probabil era, și îmi zice, bine, lăsați, sunteți în probe, da, veniți, nu știu ce. Și m-am dus în fiecare zi la Antena 1 Târgu Jiu, fără bani, fără bani de mâncare, fără, mi-aduc aminte că n-am plătit nici chiria în luna respectivă, a venit proprietarul mai să ne dea afară din casă, ne-a și dat. Într-un final, pentru că am luat salariul după foarte mult timp, și am ajuns amândoi, și eu și cu viitorul soț, am ajuns la căminul numărul 2, la căminul de elevi. Am stat câteva luni bune la, cămin. La căminul de elevi, unde cam era și masă și așa. Și era foarte greu pentru că căminul se închidea pentru elevi la o oră destul de așa de vreme. De vreme, iar Vali, care s-a angajat după mine la o lună de zile pe partea tehnică, avea de dat publicitate și de dat buletinul de știri care era la 10. Tot a fost angajat și tu la Antena 1? Da, 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 a fost angajat și el. După mine la o lună de zile a venit Costin Soare și după aceea a fost angajat Vali pe regia de emisie. Și am fost toți trei. Și el venea târziu și de multe ori a trebuit să doarmă în căminul de la inspectorat, unde avea un prieten care lucra la centrală, pentru că nimeni nu-i deschidea ușa. Nimeni n-auzea, nu erau telefoane mobile, striga de jos. Doamnă administrator, nu știu ce. Toată lumea dormea și rămânea săracul pe din afară. Deci am ajuns să stăm amândoi câteva luni bune, dacă nu un an de zile, am stat în căminul de elevi cu rigorile unui cămin, adică fetele de o parte, băieții de o parte, mâncarea la cantină la ora cutare, la ora 8 se închidea căminul, deci noi, deși eram studenți spre an terminal, deci în anul 3-4. Dar am rămas pe baricade, dovadă că, nu știu, eu sunt în presă deja anul ăsta de 24 mulțumesc. De ani, el nu mai este. Mulțumesc la fel și pentru toți cei care au rămas pe baricade și încearcă să facă presă într-un fel sau altul. N-a fost ușor, au fost perioade foarte bune, perioade foarte proaste, perioade foarte proaste în ceea ce privește partea financiară a presei. Am avut perioade în care mâncam doar ce mâncam la conferințele de presă, trebuie să spunem și acest lucru, adică niște grisine, niște alea, un pahar de suc și așa mai departe, sau o petrecere dacă o prindeam pe aici colo. Alea care le făceam ischie erau alea în care ne dezlipeam toți. Sau ne duceam în teren și... Am lucrat și vreo 2 ani în anii 2000 și tot timpul așteptam conferințele de presă pentru... Pentru cronțănelele alea, da? Ce puțin că se făceau pe la echipa de fotbal Panduri la vremea respectivă. Nu, noi făceam eforturi pe la Consiliul Județean foarte mari. Mi-aduc aminte că în acel moment, ca să ne cumpărăm un televizor, ce luasem salarii, primă, că ne dea și nouă câte o primă din asta foarte subțire, ne-am cumpărat un televizor la mâna a doua, color, de la Soraxan, de acolo de la gară, doar pe ideea că pur și simplu să simți că ai un minim de confort. Deci presa a trecut, acum suntem foarte bine. Deci m-ar bătea Dumnezeu să zic și colegii mei de presă, cu vechime știu despre ce vorbesc. Suntem prea bine, dragilor, dacă e să o luăm așa, bine, pentru că avem să... mai multe joburi și avem un venit care să ne asigure, dar mulți dintre noi am trecut prin... N-aveam bani nici de cafeaua aia pe care o beam acolo în terasă la dacă Hotel Gorj. De când ai mai frumoase amintire? Din perioada respectivă sau de acum? Nu, din perioada respectivă. Eram și foarte uniți. Eram și foarte uniți. Se făcea teren foarte mult. Conferințele de presă erau conferințe de presă. Știam unul de altul. Eram empatici. Acum nu mai suntem, din păcate. Din păcate, da, se vede. Nu aveam niciunul acoperiș deasupra capului. Stăteam care cum, în niște condiții, vai lume. Deci niciunul nu aveam. Eram tineri, nu aveam locuințe. Eram veniți din altă parte. Fie că veneau din județ, fie că veneau din afara județului, cum a fost cazul meu și al lui Costin Soare și altora, al lui Irina Stoian. Și sunt mai mulți care bine, au, uite, s-au nimerit asta, pe aici. Că ești tu, este Costin, este Irina, este Măruț, Eugen. Da, da. Nu știu, Gabriela Mladi, care sunteți, Gabriela Mladi, care da, faceți Alin presă, așa, da, care, da. Alin, la fel, care faceți presă din anii 2000. 2000 cred, ceva. Cred că sunt câțiva care au făcut chiar mai devreme. Adică în momentul de față, când nu știu, când stați... Claudiu Matei, nu știu, sunt înaintea. Da, noastră. Și Claudiu Matei, exact. În momentul, nu știu, când stați acum, și, sau ce puțin iau cazul tău, stai în fața unui calculator.
și vezi că îți vine... Nu știu, vezi că găsești știrea pe Facebook și o copiezi, nu-ți vine să crezi. Ce simți în momentul respectiv? În momentul în care tu... Uite, apropo de asta, când erau mai bune sursele? Atunci sau acum? Atunci. Atunci erau mai bune sursele și să știi că ne informam mai mult, în sensul că neavând atâta informație media, ne duceam la Biblioteca Județeană, la periodice și mulți dintre vechii jurnaliști au asta. Da, da. Păi ce ne duceam. Nu găseai, nu știai ce se întâmplă, adică vrei să faci o știre cu pensiile, de exemplu, că creștea valoarea ce... de... Trebuia să te duci și să te informezi care este, sau nu de asta, vedeai, te inspira o, o știre din presa centrală, da. Da? Vedeai că, nu știu, e o chestiune, o nouă modificare legislativă pe care tu n-aveai de unde să o știi. Și te duceai acolo ca să te informezi. Și mă duceam cu agenda în fiecare dimineață, era o încăpere mică la intrare în Biblioteca Județeană, se numea Periodice, erau toate ziarele... pe print, care veneau din țară, Jurnalul Național, Adevărul, da, și treceam ziarele respective de la unul la altul, pe o agendă ne treceam în, nu știu ce, s-a modificat, a crescut pensia, chestii de genul ăsta pe care internetul n-aveai de unde să le știi. Cred că mai târziu puțin, ce? Internetul, cu calculatorul, cu internet. Mult mai târziu, da, noi mergeam cu agenduța, cu, aveam niște casete VHS pentru camerele foarte mari pe care le mai căram și noi reporterii din când în când, pentru că dacă te duceai pe jos de aici până la casa de pensii vara, mureai. Mi-aduc aminte că mi se ducea piciorul, deci aproape că mergeam cu degetele de la picioare în afara sandalelor, pentru că deși încercai cu puținul care l-aveai să te îmbraci decent, stând o zi întreagă și du-te dintr-o... Și chiar erau evenimente, încă o chestie pe care vreau să o subliniez, telefonul, nu știu numărul meu de telefon, sau cel puțin al doilea număr de telefon îl știu, nu memorez lucruri care consider eu că nu sunt importante, numărul de telefon de la Antena 1 Târgu Jiu 222299. Îl țin minte și acum. Îl țin minte și acum și suna, doamnelor și domnilor, continuu. Lumea, la om îi ardea casa, în loc să sune la pompieri, suna la Antena 1. De bune? Și spunea, îmi arde casa. De unde sunteți? De la Ciuperceni, nu știu ce. Și noi spuneam, ați sunat la poliție, ați sunat la pompieri? Nu, v-am sunat pe dumneavoastră. Deci sunt chestii reale 100%. Adică n-aș avea niciun interes să spun. Lumea credea în mass presă. Media foarte mult. Credea astăzi în mass media cum credea atunci? Nu cred că mai este atât de multă apetență legată de presă, pentru că și este foarte multă informație de care te lovești. Dar atunci, pur și simplu, citeai un ziar să afli cine a murit. Uite, poți să te cum era puțin. Gorjanu. Eu zic că... față de anii trecuți, lumea nu se mai informează 100%. Bă, nu știu, apare un influencer și le-a motamot ce spune respectiv. Dar nu mai acum vede depinde spatele. De generație, Luis. Cred că depinde de oamenii vechi, cred că mai în vârstă, hai să nu zic că să jignesc mai multe... cineva. Nu neapărat. S-au obișnuit poate să primească ziarul acasă. Deci sunt printre cei care au rămas abonați la Gorjanu, de exemplu, care vor să simtă mirosul ăla de hârtie. Da, de timp, o 14 ani. Cum te-ai simțit în momentul în care ai ajuns în redacția ziarului Gorjanu, cel mai vechi din acel județ, care s-a menținut? Da, mi s-a părut o misiune foarte importantă la momentul respectiv, mai ales că în momentul în care am fost angajată eu, se dăduse afară fosta echipă. A fost un moment foarte, cu nod în gât. Eu am fost redactor șef acolo, dacă nu mă Da, am fost redactor șef, dar nu de la început, cred că la o lună după ce m-am dus. Lucrasem la Impact în Gorj, la care am revenit după atâția ani acum. Impact în Gorj a avut niște probleme financiare la momentul respectiv, nu ne mai dădeau salariile, erau niște probleme de întârziere cu salariile și plecasem pentru început pe colaborare la Gorjanu. Nu m-am dus de la început cu cartea de muncă, m-am dus cam la o lună, două după. Și în momentul în care am intrat eu pe ușa redacției respective, a plecat fosta echipă. Patronul care luase a ținut ziarul din 2007 până în 2009, când m-am dus eu, 2008-2009, pe aici pe undeva, și a fost foarte supărat pe fosta echipă, pe genul că se consuma alcool, nu exista o colaborare care trebuia să fie. În fine, din fosta echipă nu mai erau decât 2-3 oameni. Ca idee. O parte dintre ei au și decedat. Unul este la un cămin de bătrâni, că vorbesc de Camacho, Sorin, nu mai știu cum îl chema, a decedat și, nu știu, era undeva la trei. Ba, mai este domnul Becherete, cred că mai este în viață și cred că mai și scrie.
L-am văzut din când în când. La un ziar pe... Da. Deci cam ăștia au plecat la momentul în care eu am intrat pe ușa redacției de la Gorjanu ca și colaborator. Deci nu eram încă angajat. O atmosferă apăsătoare, o atmosferă de, uite, pe noi ne dură afară, da, și pe noi așa. Deci destul de complicată situația. Dar... A fost bine. În timp ne-am așezat ca echipă, am lucrat extraordinar, n-am ce să le spun. Uite, colegilor. Mai avem un minut din emisiune. Edi, da. Mi-am luat și un minut. Da? Un minut. Deci lucrez de 24 de ani în presă. O întrebare. Și de final. Ce ai învățat de la presă în 24 de ani și ce a învățat presa de la tine? Nu știu, eu am învățat de la presă că trebuie să fii statornic, că poți să fii liber. Pur și simplu să fii liber, să ai o profesie liberală în care chiar să fii liber. Iar presa de la mine, nu știu ce să zic, eu zic că încă mai putem schimba lucruri. Presa încă, da, eu încă cred în acest lucru, că în momentul în care scrii, ai o misiune de a schimba lucrurile în bine. Uite, și am întrebare. Făcut chestia asta. Este presa, mai este presa patra putere din stat? Așa să spunem. Eu cred că este. S-a păstrat. Acum că este folosită într-un sens... Fie pe o parte, fie pe o parte, da, eu cred că încă presa este a patra putere. Ana, îți mulțumesc și chiar vreau să mai facem o emisiune pe următoare, chiar un podcast. Cu mare drag. Că văd că ai foarte multe de povestit. Ar fi multe de zis, da. Cu mare drag, sunt la fel de deschisă, așa cum toată lumea care mă cunoaște mă știe și ca jurnalist și ca om, pur și simplu, membru al acestei comunități. Acum sunt eu ție mâna. Cu mare drag. Și te ferici pentru ce ai făcut până acum și mulțumesc. Cât mai multe articole în continuare. Doamne, să fim sănătoși, că le facem dacă suntem sănătoși. Vă mulțumim că v-ați uitat și în această seară la noi. Sper că v-a plăcut această emisiune în care am făcut o paralelă între presa din trecut și presa de astăzi. O să mai facem astfel de emisiuni și în perioada următoare. Noi să ne vedem săptămâna viitoare la ora 19 pe Accent TV. Ia m-am băi cum fac eu de obicei. Începem cu la 19 pe Accent TV. La revedere. Pa, pa.